Concurenții au avut o petrecere cu tematică deosebită, încătușarea, liber aleasă și consimțită de fiecare, cu tot cu partener. Super tare, să aveți câte păbate și cu o mână. Ar fi fain să nu ne dezlege până plecăm acasă. Nu mă așez să stau cu tine. Aveți o farfurie de spaghete înamorate, care sunt pregătite să fie subte în doi. Băiatul ia fiecare fir de spaghetă de un capăt, iar fata de la celălalt capăt și îl savurează împreună până la ultimul milimetru. Un abdomen lucrat se cere sărutat. În 10 secunde abdomenul partenerului tău se cere cu cât mai multe pupicuri înroșite de pasiune și rujul roșu. Băgați o piesă tare! Hey! 10 secunde! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hai să mai zic. Gata. Mă trebuie să fac abdomenie, știu. All crud dansat cu pasiune. Aveți un nou pe care trebuie să-l dansați între frunțile voastre. Preț de 2 minute pe melodia Lambada. Cred că cu șoldurile mai... Așa... Stai, hai să colaborăm! Hai, din nou, hai! Nu! Hai, țărcă! Aaaa, nu! Nu pică! Gata! Stai! Am gărcit cu ochiul, de ce? Ok! Îndrăgostiților. Un cocktail de arome se cere savurat în doi, sorbind până la fund din același pahar cu două paie înamorate. Numai. Ce faci, Alin? Hai să joc la mine. Dai să țin cu mâna asta măcar. Așa, uite, iar ceva. Ultima picătură. Hai, leșie, nu cred. Ce? Foc și pasiune la bine și la greu. Un ardei roșu și iute, care arde de pasiune mistuitoare, se cere consumat în doi și stins cu un pahar de apă și un sărut recompensant. Trebuie să-mi comun un ardei. Oh, vrei să mănâncă așa? Nu, dar ține de aia. Mă trebuie să ne bucăm. Așa. Stați că acum să-i aplaudăm și pe ei, că e prima dată când îi văd sărutându-se. Da, da. Da. Isabela și Blaze, doamnelor și domnilor. Și vreau să le explic ceva celor de acasă, pentru că i-ați văzut cumva câte doi, că așa s-au ales ei, pe, în funcție de cupluri și cei care sunt în cunoaștere, erau încătușați. Ideea e în felul următor, cumva, e o metaforă. Știți că ei au venit aici să se căsătorească. Atunci când te căsătorești, ești cu cineva și la bine și la greu și stai cu omul ăla, na, nu pleci când e rău. Ei, a fost un exercițiu, să vadă dacă se descurcă într-o situație în care stătea câteva ore nedespărțiți. Chit că a fost numai la bine, nu? Da. Da, vedem cât de bine a fost.